Instanța Supremă l-a condamnat definitiv pe fostul senator PSD Dan Șova, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul Chet Govora pentru trafic de influență. DNA l-a acuzat pe Șova că în perioada octombrie 2011-iulie 2014 a pretins și a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunțătoare, în schimbul traficării influenței pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al Chet Govora S.A. Directorul trebuia să asigure încheierea unor contracte de asistență juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar la o valoare de 10.000 de euro pe lună. Procurorii susțin că în schimbul acestui serviciu va a pretins de la persoana denunțătoare suma de 5000 de euro pentru fiecare lună pe perioada executării contractului. Mihai Bălan, fostul director al Govor, a primit muncă în folosul comunității. Dan și a ocupat mai multe funcții de ministru în guvernele conduse de Victor Ponta în perioada 2012-2014.